Salutăm oameni buni și bine ați venit la un nou draft, le rupem în această perioadă, dar ce am făcut un 95 data trecută, dacă l-ați ratat, este acolo. A fost o nebunie totală, numai carduri 96, 97, dar trebuie să ieși deciziile corecte la momentul potrivit, deci trebuie să fim puțin mai atenți că putem da multe lovituri. Hai să încercăm din nou să facem o echipă bombă și astăzi. Dacă vrei să cumperi coins la FC24 pentru a lua cei mai buni jucători din Ultimate Team, intră pe u 7 buy și folosește codul TO pentru 6% reducere. Pe site găsiți tot ce ține de FC24 la cele mai bune prețuri, iar linkul este în descriere. Hai că mai crezi jucătorii, euro continuă și noi trebuie să rupem la draft ăsta. Poate să faci și noi... Echipa de 128 Like acolo dacă vă place seria asta Să face cât mai multe 3, 4, 2, 1 Hai de da Center forward St O grămadă de carduri Dar nu începem bine Începem cu un Berardi Wow Nu e de bine Atacant Hai direct acolo în centru Lukaku doi <gri> Lukaku Ok Lukaku care a fost Mort acolo la European Să sperăm că așa va fi și cu noi Ronald Kuman. Hai că bine Cred că apărarea va fi una foarte interesantă Hai că aici o dă pe Letisie nu foarte bine. Ne trebuie numai carduri 92 plus. Dar așa putem să facem echipe cu adevărat mari. Până acum avem un Kuman care rămâne în rest. Cam trebuie să scoatem tot. Și am ales ceva carduri. Am început uh, cu Rud, uh, Kuman, pe Olanda, așa. Craif probabil n-a venit. Mamă, n-a venit nici măcar Craif. Să zicem Zola că Messi are carduri prea mari ca să mai luăm directiv. Pe stânga îl dă pe Pires Deja știu că echipa asta n-are niciun Dumnezeu N-ai ce să face, o să completăm echipa O ducem la capăt, dar mamă ce echipă slabă 3, 4, 2, 1 Fără nimic prea interesant Avem doar cum uh, card mai mare Din 11 jucători, sigur 95 Hai că l-a dat pe Cruyff Cardul 97 Nu ne-a dezabăgit și ne-a aruncat jucătorul Olandezii de legendă sunt cu noi Poate vine și Virgil Să fie full Messi iar... Hai mă, dă l pe Messi 97 dacă tot ca a venit des uh, Mai este o jucătore de la Arsenal Măcar uh, peste 90 pentru ce e pe bancă Hansen, că nu luăm Virgil Mai așteptăm la Virgil special Cu Charles și iar Messi Bă, bă dar insistă cu Messi este rău de tot Nu-l vreau pe Messi 92 De trei ori l-a aruncat Îl bagă pe gât o oh, Di Maria, frumos Ok ni Maria și scăpăm de frate, Si Frateții care este de tot Și o să avem uh, un atac în regulă pentru această echipă O, oh, Trosar, Gerzinio E rămân Gerzinio și ne foarte tare Mai avem un card bun și pe dreapta 94 Cardul lui Golazo Iar la mijloc ar mai intra ceva În apărare Dar nu știu dacă ne mai dă Probabil în apărare ne va da carduri Dar uh, maxim 93 vom avea la această echipă 92 momentan Ceva tare de tot în defensivă ne-ar duce sus Lala Nu e Lala omul de care aveam nevoie e, și se termină urât Di Marco Încă un portar Gigi e peste ce prindem și de aici Wow, slab Ok Nici nu avem full pentru că nu au uh, cine uh, Letizie Letisie și cu Aitana Și la mijloc din păcate Hai să vedem, poate ne dăm un antrenor spaniol Uite-l, e Marty Deci avem antrenorul care duce echipa la 125 Ăsta e fix startul de încălzire clasic Un draft de de rating full chem Cuman și Cryf Ăștia doi sunt buni dacă aveau pe lângă ei și carduri cu adevărat bune din toți Rupeam, dar nu-i nimic pentru că mai facem un draft chiar acum Cu 15.000 spre draftul promis În 4-2-2-2 Unde e Gheorghe Hagi? Îl vreau pe Hagi, mă, haide Trebuie să-l de pe undeva o sa vedem ce luăm de aici Dembele 86 Hai să renunțăm la picul ăsta Îl luăm pe Usman Dembele Îl scoatem de acolo Mamă, dar Mike Mainian mai, Două carduri gold ale francezilor Teribili Numai francezi până acum Cerchi și el măcar din toți moments și dacă nu s-a cu cardurile gold, nebunesc, avem trei player picuri, uri numai cu carduri gold. Ne dă Zico. Aș fi vrut să vină Hagi, dar poate nu este selecția de carduri actuală, pentru că nu-l văd pe nicăieri și n-am prea văzut dintre cardurile noi. Laia, iată, right back și CB, are și chem plus. O să aibă chem, deci, oriunde ar juca pe posturile alea, cu oricine ar juca de echipă, cu Oberdorf. Are Shadow, ar fi o jucătoare bună pe postul ăla. Oh, Dalglish, Regele oh, 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 Mamă Regele Scoției Legenda lui Liverpool Mamă pentru prima dată ce-mi place O oh, Vreau să joc rău de tot cu Dalglish ăsta Unul dintre iconii mei favoriți Ce minunăție de card 97 Dacă bătea Scoția nici nu vreau să mă gândesc cum era Dar a fost imposibil pentru ei cu Germania Raul e slăbuț Hai că avem Dalglish și Zico Pitici atomici În echipa noastră Bronz dreapta dar trebuie să jucăm cu Laia Să vedem dacă o punem right back Momentan, clar o punem în centru Mă goiar de obicei talismanul norocos Cafu dreapta Chemul crește Doi brazilieni de legendă Care rup pe unul dintre flancuri Și în centru Îl mai băgăm pe company Noul antrenor de la Bayern Wow, cum trece tipul Company, parcă eri juca acolo Pentru noi City Hernandez, Chivior și cu Jordi Alba. Să mare Teo Hernandez. Mi-ar plăcea Chiviore și CB este și CDB. Este și card nou și ne-ar prinde bine pe CDM. Ar fi tare el cu Oberdorf. Așa că hai să încercăm și jucătorii noi. Deci pentru prima dată Kivior și Darlish într-una dintre echipele pe care le facem. Cu Pușcaș, 94 e peste Raul din toate punctele de vedere. Avem un atac tare. Cerchi, Zico, Darlish și Ferenc, Pușcaș. Iar aici mai vine o dată Hernandez. Cafu joacă doar pe dreapta Să nu mai repetă Hernandez ăsta de 88 Nu mi se pare atât de tare Hai să mai căutăm jucători Poate vine un alt fundaj stânga Cine știe? Craif și el Ah, unde îl mai punem pe Johan? Da, o să luăm și pe Johan Craif Probabil nu mai joacă pușca și acum Craif cu Kenny, sună bine Oh, Zizu Minigicarul nostru acolo Gata să facă ravagii Îl pe Zidane dar Zidane Cum joacă? Uite, în loc de cerchi A jucat Zidane cu Oberdorf Și așa a aș jucăm ofensiv Cu un mijlocaș central care E foarte tehnic Avem și Petit Petit pe CDM Băi, altfel nu putem să scăpăm de Delaney Deci o să luăm pe Petit În primul rând scăpăm de cardul ăsta de 79 Care e în plus Bronzare doar right back Da, avem 93 rating Încă ne mai trebuie un portar Și n-ar strica un fundaj stânga foarte bun Portar bun, haide Ah, o să fie nasol Ok, rămâne Mainian care Nu e cine știe ce momentan Și Hernandez a venit non-stop în această echipă Da, luăm și pe Hernandez Companie cam lent Deci, n-avem ce face O să-l jucăm pe Hernandez iar chem nu avem la Oberdorf și nici la Laia Ar avea nevoie de chem O să vedem ce antrenor vine Să le ajute Este Mois Care nu contează Te vezi nu contribuie Mamă, nimeni nu contribuie Da, luăm pe Mois Că e scoțianul lui Kenny Douglas Să se simtă Kenny bine Că el conduce totul în acest draft El e omul de gol și omul principal Primul meci cu Kenny Zoro nostru Să-l vedem pe Kenny la treabă Gobă, Lucio, are și Kivior, Mudric. A, ah, păi dacă e Mudric, îl ținem. De nici nu mișcă pe Mudric. Bă, wow, abia știu să vă ce știe Kenny ăsta. L-am avut pe cel Thunderstruck. Multă vreme l-am făcut de la SBC atunci. Acum s-a ajuns la alt nivel. Zidane. Sunt variante. O să jucăm cu Kenny. Finesul lui Kenny. Mă, să fie deranj. Și știu să-l și joc perfect. Va fi haos cu el. Avem totuși niște jucători. Ne lipsește mai mult portarul de top. Nu un portar care să ne scoată Kenny a plecat, i-am trimis direct Kenny o pune jos Șutează Kenny la colțul scurt Pe unde le bagă, bă? 2 la 0 Mamă, cum trei mingile astea Nu contează de unde le dai Sensațional atacant Poate bate pe cineva scoția și face 98 Bine, nu o să mai jucăm noi cu el prea curând Poate mai prindem pe la draft Bine, Craif, Cerchi Haide cu Kenny Dalglish Preluare impecabilă Pur și simplu se lipește mingea de el A dat 3 în 11 minute Nu e regele degeaba Kenny Dalglish O oh, ce pasă Cruyff Bravo Cruyff Excelent 4 la 0 Şahmat victorie În câteva minute În 14 minute de FIFA i-am distrus Meciul 2 din draftul nostru se mic în poarta, apărare cu 5 fundași Mamă, mă, Tomine, Alvarez, Mateus Omul e în autobază Alvarez la joacă și fundaș central Mateus la fel Deci omul are 8 fundași Nu s-a lăsat până la a luat toți fundașii, posibil Zidane, bine Crafy, Hai de Cruyff, Cruyff excelent acolo, dublu ball roll Am dat și timing pe verde, că eu vreau să fiu sigur că era poarta goală, dar voiam să se ducă glonț, așa, mincea trimisă de Cruyff Bine, Kivior Ce plasament Kenny S-a dus Kenny Dalglish Trece de ei, dar scoate-se Băi, am găsit nașul lui Kenny Dalglish E părtărița din Polonia Oberdorf Am vrut să o centrez, ok, n-a fost cum mă gândeam faza asta dar până la urmă e offside la Kenny am înțeles Mamă, avea, avea Kenny Dalg de, de șase oameni în jurul lui Cum ar fi putut trece de toți aia? oh, cerchi, brav Crive, Kenny Un fake shot, simplu vine șutul De data asta n-are ce să-i facă Dăm cu timing 2 la 0 Kenny, bravo, Kenny, bine, Kenny, ce hill to hill. Cu toții se aruncau spre el, voiau să-l pună jos doar Kenny Dalglish cu schemele lui a fost de neoprit 3 la 0 4-0, 3 la 0, ce tare Meciul 3, oameni buni O, -i o cioa poartă <tiotrui> Doamne, mulți ai că ne rest Și carduri toți Dar credeam că eu stau prost cu Mainiano meu are o cioa de 81 Păi Zidane și Dalglish și vor rupe poarta a, se rotește, am înțeles cum stăm s-a încercat acolo, se află Kivior, Teo Hernandez și Zidane. Hai Zidane, rest o joacă perfect și Zizu degeaba. Se ferește mult de contact și se întoarce cu spatele la poartă. Și uite că așa a mers și dă golul de 1 la 0. Mamă ce a trecut. Ba, respect. Deci cu R1 e maestru băiatul ăsta. Raul A, E gol Mamă, ne luăm omor 3 la 0 Bună minge Kenny, haide mă Nici de acolo nu dă gol Poate acum bară Hai mă, nimeni nu e cu noi, nimic Pur și simplu nu trage cu noi jocul De nicio culoare Da, mă, nu știu, nu existăm în apărare. 4 la 0. Pune pauză să Wow! Pe bune, mai a intrat și cu Vidici. Bună, fază Ne oprim și cu Cerchi și reducem și noi din handicap. Mai existăm și noi pe teren. Cerchi trece, haide, 5 la 2. Uite cum am dat două goluri Deci n-am existat până la 5 la 0 Și de atunci nu știu ce s-a întâmplat Dar încep să ne iasă Să mai intre cât un tackle când îl băgăm Parcă nu se mai dau jucătorii la o parte Cruyff, haide Bine mă, 5 la 3 Doamne, cum e jocul ăsta Că n-are pic de sens Două goluri diferență Parcă nu mai e diferența așa mare Hai la aia, mă, hai mă că te uiți la el Apărarea noastră a fost un dezastru meciul ăsta, 6-3 Craif, haide! Bună, rău tot! Știam că va marca dacă trage. Aveam încă doi oameni, dar cu vidici și îi cam ținea pe amândoi. Și a mers cu Craif până la capăt. Oberdorf. Bună! Hai, Kenny! Șansa noastră să facem 6 la 5. Kenny Dalglish, asta e N-avea cum să ratezi Credeați că la 5-0 pentru adversar Mai ajungem în punctul ăsta chiar în minutul 60 Wow, doamne, un gol diferență Bine, cerchi gol, bă! 6 la 6 Nebunie totală Iese la 6-6 De ce a pus pauză? Aproape face schimbări Când punea pauză la 4-0 Cum era, mă? Cum era animalule? Bine? Kenny, mă! 7 la 6! Nebunie! Wow, cum e jocul ăsta Să că a fost mega momentum pentru adversar În primele 30 de minute când a dat 5 la 0 Și de atunci, uite că suntem în avantaj Nu vine să cred ce văd Extraordinar Mă gândeam că parcă nu puteam pierde într-un asemenea hal, într-o asemenea manieră. Eu uite, 8 la 6. Doamne, sunt un robot astăzi. <laughs> am crezut în șansa mea. Și uite ce înseamnă să crezi în șansa ta până la capăt. Motivațional, like mă. Pe bară, nu-i mai iese nimic. S-a rupt filmul. Ah, am pasat greșit. Messi, e gol Messi Primite foarte frumos Vine Dolglish Și a driblat Dolglish de a distrus 9 la 7 Meci într-adevăr stricat Nu e normal așa ceva 16 goluri Pasele bune de tot și în careu se oprește la timp E foarte ca lui Dar e offside Încheiam cu un gol superb Mergem în finală la scorul ăsta de unde aveam o mică speranță, dar parcă nu mai părea posibil, când ne domina autoritar Iată -ne, vigător, bă! Finala noastră! S-a luptat greu până aici! E Sommer toți în poartă! leu ce apărare! Mijloc stelar! Oh, oh, oh. Da, asta da echipă! 4-3-2-1, formidabil pentru oponent Bună, mici! Kenny Dalglish! Preluare bună, dar doamne, ce paradă, somăr? Am dat cu exteriorul, a fost totul perfect. Hakeni! Da, Super shoot! Era să se pună Craif acolo calea bingii, dar s-a ferit cum trebuie. Marchează scoțianul l-a dat gol după gol la acest draft. Bună, mingi! Oh, ho, ho tragede dori. E un robot! Cum a șutat a doua oră? nici n-am apăsat, el știa ce are de făcut. 2 la 0. A, ah, cream că șutează. Eram mereu convins că va șuta cu Craifa, a dat pasă la Abili E bun asta. Ia uite ce spațiu urca să răfunda și central. Craifa aproape să fie prins din urmă, dar rezistă. Și lovim din nou, 3 la 1. oh, frumos. Dalglish Dalglish Dalglish, haide, chiar frumos Nu contează. patru victorii cu King Kenny Nu ne-a regele Hai și cu premiu frumos Hai ca jucătorii sunt acolo Mega pack, rare gold pack Pachete interesante Astea sunt chiar trei pachete bune toate Avem mega pack Doar cu gold Da, e car gold deja nu mai au relevanță deloc băieții Thomas Müller O să mai ținem în club tot ce prindem să nu mai dăm chiar cu Excel la orice pentru că ne mai pe la SBC Oricum avem cam 200.000 în momentul de față E buget, nu ca în alte dăți German Cam Bayern Probabil e Musiala Care are 86 Ba nu, e Dalman Mereu a fost uh, uh, Ideea asta că vine Musiala și mereu venea alt Cam de la Bayern Dar era de la echipa de fete încă din startul ediției Și de aici doar italian și cu italienii n-am lămurit pe la campionat european Mă meciul cu Spania, Di Lorenzo fixă ăla care a fost mort L-a driblat Williams pe toate părțile E bine, acesta a fost draftul, avem bun, sper că v-a plăcut Nu uitați de like-ul ăla acolo, cam atât de data asta Pa, pa!